Bună dimineața, prieteni. Azi suntem în mașină. Eu cu ursul mergem la turnul Severin ca să luăm niște vopsea, prieteni, că nu mai mi-a ajuns vopsea aia perlată. Și ne mai trebuie, că mai trebuie să dau pe doi pereți. Și ne mai trebuie 4-5 cutii de vopsea și mergem la turnul Severin ca să luăm vopsea, că la noi este haia, nu este. Am luat tot stocul care era acolo. Dar aveau stoc mare, aveau câte 2-3 cutii. Și acum mergem la Severin, că la Severin este, la Brigostore este câtă vrei. Nu, urs? Este. Dar trebuie și spoturi, ar trebui să mai luăm câteva spoturi. Că nu mi-a zis, da, om mai fi adus. Habar n-am, vedem acolo. Păi da, dar să vedem acolo când dacă mai trebuie, n-am ce să fac. Așa. Acolo a lăsat tot trenul, că era la ultimul vagon.
chiar pe bune, aventură mișto a făcut tanca. Da. Pe bune, urs. Deci a plecat trenul cu 40 de minute înaintea mea și am ajuns în același timp eu. Și după aceea ce ai făcut? Ai luat-o pe maică, dar ai dus-o acasă? Am luat-o pe maică mea o oră plus până acasă, că am mers, îți dai seama, era terorizat, a trebuit să merg cu 40 la oră până acasă. Da, dar cine plânsează sau tu? Ia, de frică. Că se speriase, că gata, că nu mai știe unde ajunge, că eu, normal, exact cum ai zis tu, trebuia să mă duc la Severin. Și dacă mă duceam la Severin, de unde mai luam? Că iar rămusase câmp la Balota. A, el avea telefon, nu știe? Nu avea telefon. Păi și cum te duci la Balota? Am întrebat la informații unde oprește, a zis că la Balota, la Balota m-am dus. Doamne ferește, cam știu că va coborâ în prima gară, că ea se gândea să fie mai aproape. Pe ce mai aproape să nu de la Balota, știu că tu te gândeai să te duci la Severin, că e oraș mare, rămâi acolo, trebuie la Severin. Normal, dar ea s-a gândit să dea jos în prima gară. Păi cum să dea jos în prima gară să mănânce urși? Deci în prima gară. Mamă, Doamne. Și noroc că m-am gândit că dacă nu, acolo rămânea, cine mai găsea? Și o căutam cu lanterna pe șine. Și ai căutat-o? Da. Ce ziceai? Căutam cu lanterna, mă uitam unde e, țipam după ea, mamă, mamă, unde, de unde, n-avea de măsuit. Și era în pădure la... Și eu atunci eram pregătit să mă întorc la mașină, că mersasem deja 400 de metri. Eram pregătit să mă întorc la mașină, să mă duc la Severin. Și când să mă întorc la mașină, atunci am auzit-o că țipa. Și m-am dus încă jumătate de kilometru. Pe jos. Păi ce căuta acolo ea de departe? Pe simplu, s-a dat jos în prima gară. Eu cred că a aruncat-o nașul între... Nu, nu, ea s-a dat jos în prima gară, că s-a gândit că să fie mai aproape în prima gară, în prima gară, dar cum s-a dat jos? Adică nu în gară, s-a dat pe lângă gară. Mai așa e trenul, nu știi cum funcționează trenurile la aici, la noi în zonă, că și la Strehaia când vii te dai jos la Furducești. Nu știi că trebuie să mergi. Ba da, ai dreptate, dar problema e cum a făcut ea așa ceva. Că ea s-a dat, nu, s-a dat jos în gară, dar s-a dat pe lângă gară. Nu, nu, s-a dat jos când a oprit trenul, ea fiind în ultimul vagon. Așa? S-a dat jos acolo în câmp. Păi oricum, gară, tu crezi că e gară la Balota. Da, ce e? E nimic. E o cabană de asta mică în care stă un om acolo și atât. Nu e nimic, nu e absolut nimic decât un bec în câmp. Eu am văzut, e o gară, e ce mai unde scrie Balota, am văzut și eu din tren. Scrie Balota. Am văzut și eu din tren. Băi, să zic că bagă răcoare bine mașina asta. Bagă răcoare bine, da. Dar nu înțeleg ce văd, că am vrut să-mi zică. Ce? Am vrut să zică ceva, dar nu știu ce. Ce a vrut să zic? Ceva de presiune pneumatică, dar noi n-avem. De unde ți-a zis? Aici. Cred că ceva de la frâne. De la frâne? N-are nimic. Da, uite, sistem de frenaj ABS. Ce? Merge? Ba da, merge, dar senzorii. Mulți oameni când schimbă plăcuțele la mașini de astea, nu le mai schimbă și senzori. E normal, de ce să mai dai 60 de lei cu un senzor când poți să-ți dai cu seama că scârțim? Dar și eu nu știu, ai făcut o aventură cu maică, da. Am mai fost odată, eram cu Jeanul la modul să-și matriculeze remorca. Nu avea cârlig la mașină, dar eu aveam la PPU. Am dus cu el la motor să-și înmatriculeze remorca. După care m-a sunat cineva, nu mai știu cine, Alin parcă m-a sunat. Și îmi zice că mama e la spital, la Severin, că e pe moarte. Pe ce a avut? Nu știu. E serios? Da. Doamne. Și ce crezi? Eu la motor. Alin nu știu unde era, dar era plecat. Cu remorca în spate, deci dacă mă filma cineva la știrile, 255 la oră cu remorca după mine. Doamne, i-au sărit cauciucurile lui Jeanu de la remorcă. Păi, pe Jeanu l-am lăsat la motru. Doamne, ferește. 255. Știi unde am dat-o jos? Unde? La Strehaia. Deci când am ajuns la Strehaia, când să fac dreapta spre Severin, așa. Am oprit, am decuplat remorca și după aia dai la Severin. Când am ajuns la Severin, discurile mele Brembo ventilate din ceramică erau roșii. Păi de ce mergeai așa tare? Păi hai să zic o chestie. Și maică ta ce făcuse? Gata, a murit? Da, era aproape. Era rău. Ia
era aproape. Și am, era o chestie cu ăla de la Top Gear, Jeremy Clarkson. El avea un Porsche Carrera GT. Și l-au sunat de la spital că moare taicăsul. Și a mers, nu știu cât, 400 de kilometri și cu curcanul încălzit pe scaunul din dreapta. Ce curcan? Își luase lui curcan să-i ducă la taicăsul. Și ce crezi, a ajuns la timp cât să stea să mănânce curcanul cu taicăsul și să-și arăma mutulând de la taicăsul cu viteza aia lui. Păi taicăsul era să moară? Iar a murit. Trăgea să moară și mi-a mâncat curcan? Da. Serios, e da. O poveste? Nu e, serios, e pe net asta cu Jeremy Clarkson. Omul care a învins moartea cu o jumătate de oră. A învins-o cum? A ajuns înainte. Datorii de la mașină, nu? Da. Păi și tu te-ai dus la Severin și cum ai făcut? Când ai stopeat acolo la spital? Păi da, am ajuns. Cine era lângă ea? Absolut nimeni. Nimeni? Absolut. Și te-ai dus doar tu? Atât, da. Pe linia la București? Era plecat, da. Vezi, am contat că a fost cineva acolo. Păi da, dar ea cu ce s-a dus la... Salvare. La spital, au luat salvarea? Da. Și te duci la ea ce? Pe prima dată n-am intrat la ea, era la ATI, la asta. Și? Păi și am reușit să vorbesc cu doctorii. Și ce au zis? Păi au zis că prima dată, normal, atunci, în vremea aia, când vedeai o țigancă că e adusă cu salvarea, o puneai acolo la triaj și îi lăsai până vedeai cu ce mai urmează. Înțelegi? Dacă îmi vede pe cineva că vine și e agitat și vii cu o mașină de 20.000 și asta, te bagă altfel lumea în seamă. Te bagă altfel lumea în seamă. Păi pe ea, că ea era destul de cunoscută, n-au cunoscut-o, n-au... În perioada aia nu prea era. Nu prea era? Nu prea era înainte de Obis. Era, era înainte de Obis, nu știa lumea. Da. Era în anonimat. Uitați pe unde suntem, prieteni. Au pus balizele astea ca să ne enerveze pe mine. Păi da, ca să nu mai treacă lumea să te pășească. Deci discurile mele Brembo, ventilate cu ceramic, erau roșii, roșii când am ajuns. Străluceau. Deci mergem la Severin, prieteni, ca să luăm vopsea. Să terminăm cu casa, dar nu o să băieții mai pleacă și prin altă parte. E vorba că termin astăzi la mine ce mai au de făcut. Voi am mers să lucreze la altcineva o săptămână și vin înapoi iar. Înțelegeți, prieteni? Multitask. Ce? Fac mai mult deodată. Ce mai mult? Deodată. Da. Încep mai multe contracte. Revenim, prieteni, revenim mai târziu. Am ajuns la Severin, prieteni, cu ursul, cu mașina lui patroana. Am ajuns la Brigo. La Brigo depozit am ajuns. Mergem să luăm boxea de asta care ne mai trebuie, doi pereți. Aștept să coboare ursul. Ce? Poți? Da. Trebuia să faci într-un loc unde aveai loc mai larg ursul. Ah, închide-o. Ia vezi dacă se închide, s-a închis? S-a închis. Ia, filmează-mă și pe mine. Mergem să mai luăm boxaua care mai trebuie, prieteni. Dar revenim. Prieteni, uitați! Suntem aproape pe terminare, prieteni. Aproape pe terminare. Vedeți, am dat peretele ăsta așa, alberlat. Aoleu, mai trebuie și tu acolo, Laurent. Unde? La pensula de fratele ta. Vedeți, am făcut peretele alalt albastru și am făcut și pe ăsta alb. Aoleu, și mi-a dat nici la alea. Mi-a dat nici geamul. Ce geam? În interior acolo. Geamul la interior. Ăsta. Ăsta de aici. A, lasă și la tu.
Da, Georgiana le-a arătat așa ca să vadă lumea cum e. Mai trebuie ceva la printa asta aici, ai dată bără. Și ăsta trebuie terminat. Trebuie spălat bine, mă, iar de tot. Dacă ne-au cum avea, unde, cum ne învățăm, că și uite. Bine. Iulia. Foarte frumos se vede. Așa vedeți și sus acolo, prieteni, dar mai e că e jumătate dată aia. Asta este camera mea, vedeți cum a ieșit, prieteni? A ieșit bine, le place la prieteni Georgiana. Ia arată-le și baia. Arată-le și baia să vadă prietenii. Aprinde becul acolo. A, le aprinde becul. Da? Păi vorbește și tu ceva, că oamenii așteaptă să vorbești. Păi vorbește tu și eu filmez. Și tu ești vocea așa, de pe fundal. Vedeți, prieteni, vă place baia. Vă place baia, nu? Vă place baia, vă place veceu, vă filmează veceu. Nu cred, a, are soft love, hai. Îți cer scuze, glumesc cu voi, prieteni, dai idee. Avem soft love, asta vrea să... Ia, nu-i mai cerăzul, idee. S-a întâmplat ceva, că vine în trepte. Uite, 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 acolo, idee, uite. Să-i scrieți în comentarii ceva de toaleta. Uite, uite, șterge printa aia. Uite printa aia. Așa, arată mașina de spălat aici. Ai părere, Ilie? Dar se cam deplasează când stoarce. Și mai devreme am băgat. Aline, lasă că-i scrie ce e aici. Din promotorii la urmă. Auzi, mai trebuie să dai acrizia pe rândul ăsta pe mine. Nu-i terminat. Nu mă zic. Nu-i terminat. Atunci asta zice. Bă, nu-i terminat. Auzi, dar nu ce-i făcut cu becul ăla? Care vrei? Știi ce-i făcut? Poate fi altă aia. Îl puneți pot, da. Lată-i tu. Da, pus pot normal. Eu îți lăsasem ca să pui din asta. Nu mai pot, frate. Nu ai găsit de aia? Ce? Nu-i problema, că mai am un... Nu, spot mare, nu ai? N-am. A, bam. Ai? Mai este, mai este. Din ăsta am. Din ăsta am. Este, a? Pune-l pe asta. Pune-l și acolo și-l termina cu spotul. Am luat spotul noi, dă-i peste tot aici să vadă lumea că sunt spoturi noi. Deci toate spoturi noi, prieteni. Vedeți ce am făcut. Dar haideți aici să mai pară ce am făcut. Haideți, veniți, prieteni. Așa. Acum mai e puțin pe terminate. Să vedeți, prieteni. Uite, ea e patroana SRL de la Strehaia, care făcuse casa înainte, o făcuse Braiște. Da, îți place casa acum? Nu mai contează banii patroane. Veniți încoace, prieteni, veniți încoace. Ia, vedeți aici, vino încoace, să vedem întrerupătoarele lui patroana, vedeți unde bag mâna după ele. La întrerupătoare bag mâna. Uitați. Deci o să renovez și la patroana în cameră. O să renovăm toată baia. Sova vrea să o lase patroana, că e amintire de la patronul. O să facem peretele ăsta cu perlat, pensulată. O să facem peretele ăsta, facem doar un perete. O să punem niște d-astea, punem, cum se cheamă astea, că am uitat, baghetă de-asta, pe sus, pe la tavan, pe margine. Îi schimbăm spoturile? Da, nu mai am bani la spotul. Ba, nu trebuie. Nu mai am bani la spotul, doamne. Păi iau, nu mai am bani, prieteni. Ia de-i. Nu mai am bani, prieteni, Dar... Ia să vedem, că am văzut acolo timp. Ai văzut, dar problema e că nu mai schimb acum. Gata, lasă-mă, patronul. Mai bine mergeam la București și închiriam apartament. Câți bani am băgat aici, nu mai pot. Deci, pe modul meu, dacă mai pot, prieteni. Chiar nu mai pot aici cu patranca. Dar trebuie și la aia, uite, și ușa e... Ne dăm și dormitor afară. Nu, o să ia Alin un dormitor nou și ne dă nou Alin, face schimb cu noi, ne dă nou dormitorul vechi. Și îl pun acolo sus, dormitorul lui Alin, îl pun într-o cameră de sus. Că e frumos la dormitor, îmi place. Și Alin și altul. Cu doamna Tache l-a comandat și e posibil să-i vină mâine. Dacă vine mâine, îi luăm dormitorul noi. Și astea sunt... Uite și acolo. Ce? Aici trebuie spotul neapărat. Păi de asta am zis că trebuie să-i pui. Da, uite aici trebuie spotul. Peretele ăsta e cu persulată. Dar problema o să fie, ia vedeți, aici, jos. O să stea patrona cu linoleul ăsta sau ce e ăsta, parchet? Păi și de unde sunt parchetul ăsta? Nu, trebuie tot de la cantă. Dacă trebuie tot de la... De unde patroana la 750.000 metri. Și nu merită și patroana noastră? Patroana?
Patronca nu știu dacă merită sau nu. Trebuie să opule, că se vede urât când deschizi ușa. Stai pe și la camera frumos. Stai pe camera frumos. Păi. Da, dar trebuie și sus să ne luăm. Lasă până sus, acum jos. Păi ce, și dacă veniți și voi să dormiți, unde dormiți? Păi nu dormim. Dar fac sus în camere, nu fac toate camerele. Fac doar câte un perete de pensulat. Și le bag de asta. Cum se cheamă? Șipcă de asta. Bagheta pe margine, sus. A, sus. E făcută bagheta, ca bagheta, dar din ăla, cum era. Știi cât de frumos e modelul ăla? Da. Ăla-i păcat să-l strice, prea frumos. Deci se vede că e făcut manual, dar superb e. Da. Ăstea sunt mai moderne, nu? Dar ăstea se schimbă de la an la an. Dar ăla e ceva... Aline! A călcat? Mi-a spune și mie că lipește asta. Ți-am făcut roșii de parchet? Da, mi-a lipește acum, sunt preția acasă. Da, da, da. Mă lipesc. Dar n-am găsit acolo. Dar nu mai mișcă nimeni de ea până în urmă. Pe cine să mișcă? Deci patroana are de schimbat spoturile, așa a zis socru. Au spoturile, patroane, se vede cine are de spoturi. Păi de unde? Spoturi, ia, oleu. Nu are nimic, trebuie spoturi. Păi trebuie să-i luăm să-i facem. Și nu mai erau, nu mai erau, numai să găsesc albi gostori. Să unde trebuie să vină numele, numele. Sunt vreo 50. O coală pe acolo. Trebuie și aici vreo 50. Am luat spoturi și aici, patroană, noi. Am pus spoturi aici, noi toate. Eu cred că sunt mai mult de 50. Aici? Am luat 100 cu tot. Dar mai trebuie vreo 50 la patroană. Nu fac nici voi cu toți. Nu fac nici eu. Deci, dăm să le arătăm aici la prieteni, vedeți cum am făcut la mine în cameră, în dormitor, prieteni, am făcut bleu cu perlat, al perlat. Stai să dau drumul. Vedeți, cu al perlat. Al perlat am făcut și aici. Uitați-l pe Ilie. El e Ilie. Ilie, da? Ai luat mâncarea aia de ieri? Da, mă. Ai luat-o? Da. Din frigider, da? Bravo, Ilie. Să fii sănătos. Vedeți, am dat aici cu alt perlat. Dar are parcă mai mult luciu ca ala. Așa e, are mai mult luciu. Aline. Ce faci, doamna Tache? Am venit să văd ce ați mai făcut. Ia uite ce am făcut. Am pregătit pentru dormitorul ăla care vine de la tine. Vi-l dați mie și îl luați voi pe... Și îl dorm, ce am zis, nu? Dar mai dă detalii pe care l-am tot de dormitorul meu. Vrei să-mi furi iară vizările? Am zis că o să-ți comand un dormitor și le-ai pe ăsta vechi. Și-l dorm. Uite-ți cum am făcut. Frumos. Al perlat peste da, tot. Da, bună idee ai făcut. Cu bleu. Da? Uite, am făcut și pe aici. Și mai trebuie aici, nu? Că o scaf asta. Da, o trebuie să dea acum. Dar vor să plece oamenii mâine, dar problema e că nu cred că termină, că trebuie să mai îndea niște astea. Gata, prieteni, vă pupăm și ne vedem mai târziu. Pa!